Salut și bine v-am găsit pe minunatul canal HowToMan. Vă mulțumesc că ați ales să vizionați acest clip. Avem un subiect interesant astăzi. Probabil că ați văzut trendul respectiv în America, dar cred că se face și la noi, sau dacă nu se face, s-au făcut o groază de videoclipuri pe tema asta, când cineva merge pe stradă cu microfonul și le întreabă pe femei dacă ai avea de ales cu cine să rămâi blocată în pădure, cu un urs sau un bărbat, ci că majoritatea femeilor, 99% sau ceva, spun urs, era să zic răspunsul logic din greșeală. Nu, ele spun cu un urs. Cu un urs ar rămâne. Ce o să fac eu în videoclipul ăsta? O să comentez două videoclipuri cu oameni care se pronunță pe tema asta și după care o să vă explic niște chestii despre urși. Știu că ziceți că știți, vă garantez sigur că mai aflați lucruri noi, pentru că eu sunt din zona Brașovului și am foști colegi care sunt ingineri silvici. O să aflați chestii pe care nu le vedeți la știri, dar probabil unul dintre voi le știți. Doar la știri locale, în zonele în care se află urși, acolo se mai dau, la știri naționale nu se dau. Bun, haideți să vedem primul videoclip, este o tipă de pe TikTok. Ia să vedem videoclipul ei. Dacă stați pe TikTok cu american, ați văzut întrebarea aia, cum ai prefera să stai în pădure singură cu un bărbat pe care nu-l cunoști sau singură cu un urs, și 99% din femei spun că ar prefera ursul pe lângă un bărbat. Asta pentru că cel mai oribil lucru pe care ți-l poate face ursul este să te atace, să te omoare și să te mănânce după. În schimb, un bărbat poate să te chinuie săptămâni, luni de zile, să-ți facă niște lucruri absolut îngrozitoare. Iar... Da, un bărbat poate face asta, ursul nu va face. Dar acolo nu se spune ai prefera să rămâi cu un bărbat violator, nebun, psihopat. Nu, se spune ai prefera să rămâi cu un bărbat, orice bărbat necunoscut, sau cu un urs. Însemnând că orice bărbat mult mai probabil să-ți facă rău, mult mai rău decât un urs. Adică după logica ei, un urs, cel mai rău lucru pe care poate să ți-l facă. Cel mai rău lucru pe care poate să ți-l facă un urs este să te mănânce. Dar frumusețea la urși, deși considerăm drăguți și mulți oameni îi consideră inofensiv, le dau de mâncare pe Transfăgărășan și în alte zone, în Brașov, în Răcădău și așa mai departe, frumusețea la urs este că nu e ca felinele, care, fiind prădător, te omoară și după aia te mănâncă. Ursul te mănâncă de viu. Adică dacă ați văzut filmul Revenant cu Leonardo DiCaprio, tu urli cum nu te gândeai că e posibil, în timp ce el mănâncă din piciorul tău. Bine, mult mai rău decât ce ar putea să-ți facă un bărbat necunoscut, pentru că majoritatea bărbaților necunoscuți, odată ce rămân singur cu o femeie, o iau razna. Știm și din celebra melodie a generației, da, melodia Macarena, Erica Isac, când o fată iese la date în general, e frică să nu-l apuce pe la psihoze, omorul, violul. Bărbații vi se par vouă că sunt așa ok, că se mai uită la un meci, că râd, că poate să glumească, dar asta că îi vede lumea. Când nu-i vede lumea, ei stau cu un cuțit așa și așteaptă mai ales să treacă o femeie. În general, bărbații asta fac. Vorbind, sunt mult mai puține atacuri. Bă, nu știu dacă ați observat, dar eu nu sunt așa deștept. Nu glumesc. Sunt ok. Sunt un pic peste medie și media e ok, cred. Depinde cum o priviți. Eu o privesc ca fiind ok. Mai mult pe partea emoțională avem noi probleme, dar ca IQ suntem relativ ok ca oameni și eu sunt un pic peste medie. Vă dați seama că în momentul ăsta mă simt mult mai deștept decât oamenii care comentează astfel de lucruri. Vă dați seama ce părere am despre ei. Bine, poate e o glumă. Hai să aflăm până la final. Decât sunt atacuri ale unor bărbați asupra unor femei sau copii. Deci, statistic vorbind, sunt mai multe atacuri de bărbat asupra unei femei sau unui copil decât de urs. Dacă asta e adevărat, nu știu, probabil că e adevărat, dar nici nu trebuie să verificăm vreo statistică. S-ar putea să fie din cauza că bărbații sunt câteva milioane și urși mult mai puțin, mii sau zeci de mii. S-ar putea să fie din cauza asta. Pune că ar fi sute de mii. Nu vine să cred că discut subiectul ăsta, dar să știți că e chestie luată în serios, adică oamenii chiar vorbesc pe bune faza asta cu ursul. Poate de aia, nu știu, mă gândesc, pentru că bărbații sunt peste tot și sunt mult mai mulți decât urși, urșii sunt mai puțini și sunt păduri în general, atunci când nu coboară în localitățile oamenilor foarte des și le fac praf gospodăriile. O să vorbesc despre asta la sfârșit. Așa că și eu aș prefera într-adevăr ursul, mai ales că există foarte multe tactici. Și eu aș prefera ursul. Tu ai prefera atenție, draga mea, tu ai prefera ca lumea să te bage în seamă pentru că sunteți dependente de atenție, dar așa cum zice, uite, Silviu Alexandru la comentarii zice, tu ești safe, stai liniștită. Poți să sperii un urs, în schimb să tactici să sperii un bărbat, dacă e singur în pădure, nu există, dacă e chitit să-ți facă rău, îți face rău, poți să fugi. Aici a zis ceva bine, dacă e chitit să-ți facă rău. Deci ei pun, pentru că sunt mai mulți care pretind chestiile astea, dar o să începem cu domnișoara, ea se gândește că un bărbat, în general, majoritatea lor, nu minoritate, că altfel ar fi zis, bă, bărbat, că sunt șanse mai mici să dau de un psihopat, știi? Majoritatea bărbaților sunt normali. Nu, ăla o să te tortureze săptămâni, luni, dacă vrea. Asta fac bărbații. Adică în majoritatea căsătorilor și căsnicilor, mai ales în România, de fapt nu, cam peste tot, sincer să fiu, femeia conduce, că ăsta e adevărul, dar cumva ei sunt niște psihopați de care brusc ne e frică. Nu e o minoritate asta cu psihopații, nu, e bărbații în general. Oricât vrei. Te-aș fi curioasă ce au bărbații din România de spus despre chestia asta. Te supărați sau și voi, dacă ați fi singuri în pădure, ați prefera ursul în detrimentul unui bărbat pe care nu-l cunoașteți? Uite, de exemplu, există niște femei absolut oribile din punct de vedere comportamental, care sunt foarte demente, care schimbă stările în continuu, care sunt dependente de atenție. Să continui? Aș alege 10 de-alea în locul unui urs. Știi de ce? Pentru că nu sunt prost. Avea un copil mic, voi cu cine ați lăsa în pădure? Cu bărbatul sau cu ursul? Dacă ați avea un copil mic, voi cu cine ați lăsa în pădure? Cu bărbatul sau cu ursul? A, numai asta face Caterinca pentru atenție. Trendul e, e serios, dar ea cred că face Caterinca pentru atenție. Când ai o pe asta cu copil mic, mi-am dat seama că... Aici cu copilul mic, cred că a pus întrebarea intenționat pentru cine a stat până la sfârșit ca să determine un comentariu. Poate e inteligentă din punctul ăsta de vedere. Vă dați seama să ai un copil mic și să te gândești să-l las cu un bărbat necunoscut în pădure sau cu ursul în pădure? Majoritatea bărbaților pe care îi știți voi, când văd un copil mic în pădure, prima oară se gândesc, aoleu, copilul ăla s-a rătăcit? Sau, aoleu, mai sunt oameni pe aici, dar s-au pierdut, ia să văd, să-l ajut pe copilul ăla? Sau ce credeți că fac bărbații majoritatea? Se uită stânga-dreapta, mamă, nu-i nimeni, pot să fac ce vreau cu copilul ăsta. Așa fac bărbații, nu? Ăștia-s majoritatea bărbaților pe care îi știți. Super, super bine, super ok, super trend, super... Dacă se uită cineva aici care a luat trendul ăsta super în serios și se simte prost acum că aude argumentele mele logice, răspunsul meu ar trebui să te simți așa. Avem un videoclip de la un domn YouTuber numit Player. Player mi-a făcut și mie un clip. Băiat bun, să-i dea Dumnezeu sănătate. Încearcă el ceva, încearcă să facă un awareness cu clipul ăsta și are dreptate cu niște chestii într-adevăr, doar că ce mă deranjează pe mine la feminiști și la categoria oamenilor woke care apără ei femeile și drepturile lor și așa, este că întotdeauna, aproape întotdeauna, cel puțin le apără prost. Bineînțeles că acum când le apără pentru a evidenția traumele prin care trec femeile sau anumite femei cu niște bărbați oribili sau niște bărbați needucați, care nu fac lucruri oribile, dar fac abuzuri, întotdeauna au soluții proaste. Asta mă deranjează pe mine. Țin populația ocupată cu idei din astea cretine, gen bărbat sau urs. Repet, stați până la sfârșitul clipului să vă mai zic eu câteva chestii despre urși. Să nu faceți gluma cu ursul. Vegetamul... A, apropo, da. Ăsta e momentul cel mai bun să le spui femeilor din trendul ăsta, să le întrebi ursul este în cămară, unde este ursul. Ăsta ar fi răspunsul meu la fetele care iau în serios chestia asta și spun că ar alege un urs să rămână singure cu el în pădure. Prin colțurile întunecate ale internetului și printre drame ori scandaluri de influenceri, îmi apare câte o postare legată de urși și femei. Având o oarecare curiozitate inexplicabilă pentru originea fiecărui trend actual, am făcut ce ar face orice YouTuber român și am căutat explicația la creatori de conținut din afară. Și așa am ajuns într-un rabbit hole cu bărbați care dau cele mai misogine take-uri, femei care fac rage bait și, cel mai important, femei care, cu ocazia acestui debate, vorbesc despre traumele și abuzurile suferite din cauza unor bărbați din viața lor. Dar... Unor bărbați din viața lor, da? Și vreau să vă spun o chestie legată de femei. Femeile ar putea să nu mai aleagă bărbați care sunt oribili. Da, ajungi într-o situație în care te trezești că ăla e nasol sau ai fost silită de familie sau există și situațiile astea. Dar vă zic eu că oamenii pe care am în comunitatea HowToMan, bărbați și băieți, media lor este de vârstă este 23 de ani. Deci până în 25 de ani, multe femei și fete se duc, zic pas la atâția băieți ok și se duc la aia care par mai periculoși. Ăsta e un subiect pe care îl tratez în alt videoclip, dar știe absolut toată lumea despre ce vorbesc. De fapt, mai mult femeile știu despre ce vorbesc. Băieții nu știu încă, nu prea. De-aia cei care sunt cei mai hotărâți împotriva mea și a ideilor mele misogine sunt băieți și bărbați, pentru că ei habar n-au ce se întâmplă de fapt cu femeile. Ei au o idee în mare, dar nu știu niște detalii de dedesubt, știi? Femeile știu și de-aia mai tac din gură. Dar ăștia semnalizează, ăștia sunt apărătorii, pentru că ei nu înțeleg pe faptul că pe mulți din bărbații ăștia oribili sau cu înclinații oribile îi aleg aceste femei. Și nu prima oară când n-au știut, îi aleg și a doua oară și a treia oară. Puteți să confirmați la comentarii, fetelor? Mulțumesc! Deci hai să le luăm în ordine. Ce a observat el? Al treilea lucru l-a observat, pe care l-a zis că femeile vorbesc despre traumele pe care le-au experimentat cu unii din bărbații din viața lor. Și de fapt ăsta e scopul trendului, zice el. Foarte bine, asta sunt ok să facem awareness. 2. Femei care fac rage bait. Da, femeile fac rage bait pentru că femeile sunt obsedate de atenție, mai ales pe social media. O să ziceți toți oamenii sunt obsedați. Nu. Bărbații urmăresc lucruri concrete. Femeile cu social media se hrănesc foarte mult cu atenție și cu validare, mult mai mult decât bărbații. Ei acolo părticică și la ei, dar ei vor să se concretizeze în ceva. Și 3, prima lui observație, stați să vă pun din nou, cele mai misogine take-uri, femei care fac rage bait. Cele mai misogine take-uri. Misogin, pentru cine nu știe, înseamnă să urăști femeile, da? Sunt bărbați care zic chestii împotriva femeilor. Păi, pe de o parte sunt bărbați care explică de ce acest trend nu e ok, asta nu înseamnă că e misoginie, de fapt vin cu niște logică și cu niște argumente bune ca să nu întețească un război bărbații împotriva femeilor, cum multă lume duce în ziua de azi. Și doi, chiar dacă sunt take-uri misogine, adică se iau de femei, păi când vii cu trendul ăsta handicapat și spui nu că mai bine aș alege un urs decât un bărbat. Păi tu ce vrei să-ți răspundem? Scuze? Nu, clar îți zicem, dacă vorbești serios, clar zicem că ești proastă sau prost, adică nu e nicio logică acolo, de niciun fel. A, că sunt femei care au experimentat abuzuri, este adevărat, hai să vorbim despre asta. Dar iei un animal care e foarte periculos și imprevizibil și tu zici, bă, e mai ok decât un bărbat, în general. Ce take-uri vrei să avem? Să zici mersi că-s doar misogine. Cel mai important, femei care, cu ocazia acestui debate, vorbesc despre traumele și abuzuri. Cu ocazia acestui debate. Nu, vorbesc despre traume și abuzuri, probabil pentru că se referă, sau ăsta e scopul trendului, sper. Ferite din cauza unor bărbați din viața lor. Dar de la ce a pornit acest debate? A apărut pe TikTok un clip în care câteva femei erau întrebate cu cine ar alege să rămână izolate într-o pădure, cu un urs sau cu un bărbat. Would you rather be stuck in a forest with a man or... Pentru băieții din comunitate care mai știu să citească o fată, o femeie, de fapt un om, dar suntem specializați pe partea asta. După aspect fizic. Și știu că fetele sau oamenii care sunt foarte deschiși la minte spun că asta nu contează, ba da, contează. Aspectul tău fizic spune ceva despre tine. Nu te descrie 100% perfect, dar spune multe și mai ales cu cât ai avansat în vârstă. Pentru că, în adolescență și în tinerețe tu încă experimentezi, dar o să vedeți că după o vârstă îți definitivezi un stil, care se poate schimba într-adevăr, dar o să ai cam același stil tot timpul dacă nu decizi să-l schimbi. Ea este o tipă care aș tinde să cred că e un pic mai mare de vârstă, dar n-are chiar 19 ani. Spune multe despre faptul că participă în trendul ăsta, aspectul ei. Ăsta e adevărul. Asta se duce din la prima întâlnire acasă la unul care pare psihopat și îl refuză pe altul care voia să o ducă la restaurant, de exemplu, sau ăla îl duce la restaurant și când ajunge acasă îl sună pe ăla cu care chiar aprinde sângele în ea și vrea să și-o tragă cu el. Unii dintre ăia sunt abuzatori și după care vine și face căcatul ăsta de trend și zice că bărbații sunt nașpa. What I've heard about bears, they don't always attack you, right? Unless you like fuck with them. So maybe or if they're very hungry. That could be a possibility. I've heard about bears, they don't always attack you, right? Da, doar dacă vor să mănânce din tine de vie. Pentru că le e foame. Depends what man, but probably a bear. 100% a bear, which is like terrifying to say, but măcar atât. Terrifying to say, but 100%. Deci 100% dacă ar fi între un bărbat pe care nu-l cunoaște. În ziua de azi, super woke, super feministă, lumea în care sunt atâția bărbați educați. Nici nu mai are rost. Dezastru și fetele astea. Ce să mai comentez? Am dat deja argumentele. Nice. Definitely a bear. Some men are very scary out there. A bear. I would say a man. Dacă privești superficial, primul gând e să zici, bă, cum să preferi un urs? O să te atace. Dacă privești superficial, să gândești logic, pentru player înseamnă să fii superficial. Acum înțeleg de ce eu am o opinie diferită de oamenii ăștia. Mă scuzați. Eu am gândit logic și sunt superficial. Da, corect. Bine, vrea să spună că trendul ăsta la bază înseamnă ceva. Ok, hai să discutăm despre ce înseamnă. Dar cu toate astea, nu are sens din niciun punct de vedere, nici măcar metaforic faza cu ursul, pentru că voi nu vorbiți de o anumită categorie de bărbați, vorbiți de bărbați în general. Este o mare greșeală să faci din bărbați dușmani, când nu e cazul mai ales. Și feminismul asta face. Feminismul ziua de azi e super cringe. Face din bărbați dușmani. O să aibă multe surprize doamnele și domnișoarele astea când bărbații o să fie super inceli care nu-i mai bagă în seamă sau o să ne concentrăm pe o societate unde o să fie un top 5%, maximum 10% din bărbați care o să aibă acces la toate femeile și ea nu vor să fie cu niciuna. Păi după ce ca o groază de opțiuni, dacă s-ar stabili, ar mai trebui să suporte și atitudinea asta de căcat super feministă. O să treacă timp, o să mai vedeți voi niște lucruri. Zic eu aici niște chestii care se așează, mai trec ani. Mai vedem cine a avut dreptate cu chestiile astea. Dar evident că treaba e mai deep. Nu așa de deep privesc oamenii care s-au apucat să analizeze științific ce șanse ai să te lupți dacă te atacă un urs versus dacă te atacă un bărbat. N-ai nicio șansă să supraviețuiești dacă te atacă un urs. Nu înțelegem nivelul de forță fizică pe care îl au animalele și nivelul de viteză, nici asta nu înțelegem. Ursul aleargă foarte bine și la vale, o să vedeți un videoclip pe care vi-l arăt. Ursul este înfometat, trebuie să mănânce foarte mult și ursul mănâncă, da, carne de om, spre deosebire de bărbat, care e mult mai rău decât el, știu. Bărbatul e mult mai rău. Singura chestie e că e mai slab, că nu mănâncă oameni și că majoritatea bărbaților nu se apucă să violeze și să omoare. Astea sunt singurele trei excepții. În rest, trendul ăsta e super ok. E super, super deștept, super bine gândit. Început să pună problema statistic. Correct answer, scientifically and logically speaking, is that being stuck with a man in the woods is far better than being stuck with a bear. Se pare că oamenii ratează ideea principală în toată lumea, nu numai în România. Mă rog, pana mea, logic vorbind, un urs o să te facă bucăți. Nu vă puneți cu urșii. Însă debate. Asta logic vorbind, ceea ce nu ne interesează. Partea asta cu logica nu prea ne interesează. Logic vorbind, dacă ar fi să fie, cum ar veni. Dar nu e treaba noastră cu videoclipurile astea să vorbim logic. Hai să vedem adevărul acum. Lasă logica. Devine cu adevărat grav când femeile au început să folosească trendul ăsta ca să își dezvăluie traume din trecut sau, cel mai rău, din copilărie. Femeile au început să-și dezvăluie traume, care da, sunt foarte nasoale dacă au traume de genul ăsta. Uite, scrie sus, how men are responding to man or bear is the reason we choose bear. You don't choose bear, pentru că, uite, vezi care e faza. Deci fetele spun că ar alege ursul. Acum nu poți să le zici, du-te în pădure, alege ursul, că nu e logic că nu vor să trăiască cu el. Dar te gândești că se vor feri cât mai mult de bărbați care prezintă semne de agresivitate și se duc cât mai mult către bărbați care sunt docili. V-am prins, nu-i așa? Cu ce v-am prins? Mă refer la fete și la oamenii care apără chestiile astea. Nu vă duceți, tocmai fetele, nicio fată nu se duce către un tip care e mai docil. Toți trebuie să prezintă semne care ar putea fi periculoși sau care chiar sunt. Uitați-vă cum idolatrizăm manelele care se cântă la anunț de interlopi, da, și unde toată lumea e valoare, mușchi, tatuaje. Uitați-vă la muzica trap, uitați-vă înainte la muzica rap, uitați-vă la muzica rock de pe vremea părinților noștri, care ăia se vedea că nu era ușă de biserică deloc. Femeile gravitează către acești bărbați, dau piața de dating și după aia ele spun: o, Doamne, l-am ales pe unul super ok, n-am știut că o să fac așa ceva și următorul nici ăla n-am știut că o să fac așa ceva. Primesc în continuu în ziua de azi oferte de la băieți ok și eu îi refuz și după aia iau pe alții, dar nu mă gândesc că ceilalți alții care se vede că prezintă o groază de semne ar face așa ceva. Bă, frate, acum, ce vreau să spun, te combin cu un băiat care, n-ai, un pic glumeț, un pic, adică probabil prezintă niște semne și ăla e un psihopat și nu știi, Doamne ferește, adică sunt niște situații foarte nasoale pe care nu le doresc niciunei fete și care se întâmplă, da, e adevărat, dar ce vreau să spun este că după aia fetele, și fetele în general, nu gravitează către oameni care prezintă cât mai puține semne că ar putea să fie periculoși. Nu așa se întâmplă, nu către bărbații aia se duc. Stai. Hai să citim sus. A bear wouldn't make it feel like you're suffocating for hours on end. Un urs nu te-ar face să te simți că te sufoci ore în șir. Niciun bărbat nu ar face asta. Nu, nici spațiu un bărbat nu ar face asta. Sunt bărbați care ar face asta, care sunt nebuni, dar nu sunt... Nu știu de ce explic căcatul ăsta. A bear wouldn't make you chug so much you wake up with his friends all on you. Chug, probabil, nu știu dacă se referă la să te neci sau să bei până nu mai știi de tine și după aia te trezești cu prietenii lui toți pe tine. Păi asta e foarte rău. Asta e foarte, foarte rău dacă face cineva chestia asta ca bărbați. Și au mai fost chestii se întâmplă. Mă rog, și după aia află tatăl fetei și se duce la poliție, cine știe ce tată mai e și el, scuze, dar deci la poliție? Mă rog, nu știu. Lăsăm subiectul, că nu vreau mai încolo să mă trezesc eu cu poliția. Dar te duci la poliție. Și bărbații, mulți dintre voi sunteți slabi, nu știți să apărați, nu știți să interveniți, nu știți la cine să apelați când aveți nevoie. Adică dacă... Na, mama trebuie să, sau poate, nu trebuie, dar mama tremură de frică că vai, cine știe ce ne face unul sau altul. Tu ca bărbat nu tremuri de frică, chiar dacă ți-e frică o înfrunți. Am văzut că s-au întâmplat mai multe abuzuri. Haideți să vă povestesc storytime. Storytime. Eram în Brașov prin clasa, nu știu, în 5-8. Și eram cu unul din prietenii mei în cartier. El avea o soră mai mare cu 2 ani. Sora sa foarte frumoasă și foarte bună, arăta foarte bine. O plăceau și ăștia mai mari din cartier care stăteau pe acolo. Taicăsul ăsta, un tip normal, un pic solidar, liniștit, se ducea la muncă, venea acasă, nu vorbea niciodată prea mult, ne saluta așa atât. Nu știu, mi se părea că avea o față de desene animate, așa, neutră. Domol, așa, maică sa era aia cu gura mare care conducea familia, bla bla. Într-o zi, acolo în Brașov, băieții mai mari, glume, nu știu ce, stăteau acolo și cu fetele și o pipăie pe fata asta, sora colegului meu, o pipăie unul din băieți. Băieți care era printre ea mai mari și mai înalți, de-aia îi ziceam Calu, că era cel mai înalt. Mă rog, poate o fi băut ăia, nu știu ce, ea s-a supărat și a plecat în casă. Foarte corect, adică dacă mai ales a pus mâna pe ea, deși nu era cazul, că nu erau împreună, nu se înțelegeau, nu a făcut-o... Mai fac băieții glume de-astea când își permit cu fetele, dar în niciun caz nu trebuie să fie la nivel de abuz. Se pare că a fost, a plecat în casă. Peste câteva minute, ăsta, Calu, era așa undeva pe o băncuță din aia, știi, la mesele de șah și nu știu, cânta ceva, nu știu ce făcea, dar era în picioare, era bancă de aia cu spătar. Iese taicăsul din bloc pe care nu l-am văzut niciodată mișcând un deget. Vine frumos pe jos până la ăștia, îi dă o bucată în gură lui Calu, ăsta zboară. Scuze, nu i-am amuzat nici măcar asta, dar s-a părut amuzat că mi-amintesc faza, știi? Eu mi-amintesc prin prisma ochilor de copil. S-a împiedicat ăsta, a zburat așa, a făcut aproape un flip, a căzut pe burtă, taicăsul nimic n-a zis și a intrat în casă. Deci n-a vorbit deloc taicăsul. A venit... Credeți că au mai pipăit-o după aia pe fata aia? Nu, s-au purtat chiar foarte frumos. Dacă când ești tată, dacă stremură picioarele când afli că fata ta poate să fie în pericol și dacă nici nu o educi bine, să poată să mai evite niște grupuri de băieți de genul ăsta sau până unde stă seara sau... Acum o să zică lumea că a, dai vina pe victimă. Nu dau vina pe victimă. Bineînțeles că nu. Dar trebuie să te protejezi pe cât posibil. Nu doar ca fată și ca băiat. Adică se știu chestiile astea. Eu am făcut niște chestii, am intrat în niște cercuri, am fost în niște cluburi la beție pe care, sincer, nu le recomand să le faceți. Că eu am mai scăpat, că am avut noroc din niște situații. Da? A fost o lipsă, a fost iresponsabilitate din partea mea. Știți? Deci mai ales ca fată trebuie să ai grijă unde umbli. Doamne ferește, nu zic, fata asta săraca, cine știe ce-o fi pățit, niște lucruri foarte nasoale. Mă refer la faptul, eu acum dau și soluții pe lângă, de-aia încerc să și masculinizez bărbații, ca alții să nu mai atenteze la fetele lor, la femeile lor, alții să aibă oarecare distanță. Tu să inspiri protecție, tu să poți să educi în caz că ai o fiică și așa mai departe. Da, fata asta a suferit niște abuzuri absolut, din ce scrie aici, absolut îngrozitoare și îmi pare foarte rău. Și oamenii ăștia sunt într-adevăr mult mai rău decât urșii. Împotriva unuia de la înțeleg, adică și eu aș alege ursul, că ursul poate nu te atacă, aici are sens. Dar să spui că la bărbați în general, asta e o mizerie. Asta e chiar o mizerie. Dar aici, mă rog, fata asta nu s-a gândit la bărbați în general, s-a gândit la povestea ei de viață, care e foarte tristă dacă i s-a întâmplat așa ceva. E foarte, foarte rău ce scrie aici pe ecranul ăsta, într-adevăr. Dacă supraviețuiam unui urs, lumea nu mă întreba ce purtam când m-a atacat. Întrebarea nu a fost pusă pentru a căuta. Da, sunt oameni care gândesc așa. Am făcut videoclipul și despre părintele la... nu mai știu cum îl cheamă, videoclipul marți, uitați-vă, da, sunt de acord, nu e ok că se face chestia asta. Nu se face atât de mult pe cât se zice, mai ales în generația nouă. Adică cine are acum 20 de ani și îmi spune mie că majoritatea oamenilor zic, a, cu ce era îmbrăcată? Nu, majoritatea oamenilor cred că nu trebuia să fie abuzată și că era absolut oribil. Științifice, ci pentru a arăta că o mare parte din femeile din toată lumea ar alege orice altceva în comparație cu victim blaming-ul care vine din partea unor misogini prăjiți când e vorba de un bărbat care a abuzat o femeie, chiar și atunci când e vorba despre o minoră. Mereu m-a uimit cât de gol trebuie să ai creierul să vezi un caz în care o copilă e abuzată de vreun vierme pedofil și să spui prin comentarii chestii gen lasă că știm noi adolescentele din ziua de azi cum să îmbracă, păi vor și ele să fie taci, doar taci. Un argument? Da, sunt de acord cu el aici. E un subiect mai complex, pot să mai fac câteva afirmații, dar sunt foarte de acord și uite, chiar mi-am amintit o fază, alt story time. Eram la 10-a și erau două fete din clasă cu care mă înțelegeam bine și lângă liceu aveam un bloc fix acolo lângă și ne mai întâlneam la scară să vorbim acolo înainte să intrăm la ore și eu n-am mai venit de data asta să ne întâlnim la scară, m-am dus direct în fața liceului și le văd pe ăstea venind, fugând așa spre mine, căci că era unul care a ieșit la ele cu instrumentul în mână și venea, nu mi-amintesc foarte bine cum mi-au povestit, venea așa și zic eu, serios? Și spune, da, na, eu eram a 10-a, știi, și m-am enervat imediat, zic, ia haide, zic, arătați-mi-l, voiam să mă duc și probabil, adică eu mă așteptam cumva, eram destul de hotărât, mă așteptam să-l văd pe unul, nu știu, mai mare, mai făcut, mai habar n-am, sau poate unul foarte dubios, cu instrumentul în mână acolo și îl tamponam. Că așa îmi venea, că aveam 16 ani și voiam să-l calc în picioare pentru asta. Ajungem la scară, nu-i nimeni, stau, mă uit și la un moment dat iese cineva în viteză, din scară, îmbrăcat de muncă, pleacă, nu știu ce, mă uit la el, dau din cap, el nu zice nimic, se duce înainte repede. Și fetele stau așa, se uită la mine și după aia zice, ăsta era. Zic, cum adică? Deci ăsta era. Zic, ăsta care a trecut, deci părea un om, bine, eu aveam 16 ani, nu știam când aspectul ăsta fizic poate să conteze sau nu. Mă gândeam că e un om ca taică-miu, nu știu, este, se duce la muncă, adică nu-i dus cu capul, știi? A cine știe cât de frustrat sexual era și a ieșit la... Mă rog, dacă se uită colegile mele la videoclipul ăsta, mă, între timp ați fost mai ok, dar atunci nu erați așa bune, nu vreau să le jignez, dar nu erau nici așa bune, adică să zici că erau de-alea de-a 10-a care pare că au 21 de ani, sunt top. Deci vă dați seama câtă frustrare sexuală exista în omul ăla, dar o scoteam eu cu niște capace la urechi atunci, deci chiar am pornit rău, sau poate mă bătea el. Nu știu, poate mă bătea el, dar gândul că unul a ieșit așa cu ea în mână la... două fete de 16 ani mi se părea super dubios și acum mi se pare și mai dubios când am 30 de ani. Mi se pare mult mai dubios. Dar vă dați seama. Mă rog, ăla se dusese, Fetele nu mi-au spus direct ăsta, că probabil le-a fost frică atunci pe moment, le-a fost frică, știi? Și eu mă dezarmasem cumva asta, eram mai liniștit că nu găseam pe nimeni la scară. Să vedeți ce oameni dubioși. Spune multe lucruri despre teama pe care femeile o au atunci când trebuie să vorbească despre abuzurile trăite. E acela că dacă un urs te-ar ataca, lumea probabil te-ar crede. Dacă un bărbat te-ar abuza, mulți stâmpiți ar întreba: dar tu ce ai făcut să-l provoci? Dar sigur ți-a plăcut și ție. Dar tu cum erai îmbrăcată? Și am văzut... Aici, fii atent, asta e o mizerie, pentru că prima oară tu trebuie să vezi situația din mai multe unghiuri. Ideea este următoarea. Când te atacă unul pe stradă, clar nu e vina ta. Când te atacă unul cunoscut sau cu care tu ești pe combinație, cu care fritezi, cu care ești într-o relație și dacă ai văzut că e dubios, nu-i vina ta, dar era responsabilitatea ta să-l și eviți dacă puteai, dacă ai văzut semne. Iar într-o relație multe abuzuri se întâmplă, sunt făcute, sau multe bătăi care se iscă dintr-o dată sunt făcute de băieți buni, nu de băieți răi. Pentru că băieților răi le pasă prea puțin de tine ca să se enerveze atât de tare. Dar femeile au un stil în timp să te enerveze de efectiv îți cade părul din cap, de multe ori literalmente. Au un stil. Desigur, Player și alți oameni de genul ăsta nu înțeleg pentru că nu au experiență în relații, pentru că nu au studiat, pentru că nu prea știu chestii pe partea asta cu femeile. Dar fetele știu exact despre ce vorbesc. Ar trebui să dai în partenera ta pentru asta? Nu, în niciun caz. Dar știi de ce dau mulți băieți în ele? Pentru că nu știu cum să se stabilizeze emoțional sau chiar dacă încearcă îndelung, nu reușesc să se înțeleagă cu fata aia. Soluția e să-i dai papucii, dar sunteți prea atașați unul de altul ca să-i dai papucii, așa că tu, pentru că ea nu vrea să înțeleagă când îi tot explici, când îți tot ceri scuze, când așa, la un moment dat nu mai reziști și posibil să-i dai o palmă sau mai multe, ea dă și ea în tine și intri într-o zonă în care o strângi de gât sau ceva, de nervii care s-au adunat în atâta timp, lucru care e foarte greșit, repet. Dar ăsta e prețul pe care îl plătești când îți iei un băiat pe care îl faci cu capul și el este un băiat bun, adică el nu te vede decât pe tine. Asta teoretic ar trebui să fie un avantaj. Practic, emoțional nu știe să se stăpânească în fața ta. Este mai slab emoțional decât tine, pentru că te vrea atât de mult. Mă refer asta când se întâmplă inopinat undeva. Dacă ăla e abuzator tot timpul sau așa l-ai luat, ăla o să fie tot timpul. Trebuie să pleci de acolo cât mai repede posibil. Cât mai repede posibil. De-aia voiam să explic asta cu l-ai provocat. Nu trebuie să tratezi problema așa când vine cineva la tine, o femeie, să o ajuți în niciun caz. Ar asta cu l-ai provocat, eu știu foarte bine despre ce vorbește și de-aia mi-am explicat fenomenul. Vă zic că foarte mulți băieți care au izbucnit în bătaie, în familie, către soția sau iubita lor, o mare parte din ăștia sunt băieți buni. Cine nu începe cu din astea, ce o să facă? Pentru că femeile sunt foarte încăpățânate și foarte orgolioase și ajung să te domine și energetic și emoțional și ajung să te facă praf. De-aia mulți se apucă de băut sau de vicii sau caută să plece de acasă, să scape pe undeva, să aibă, nu știu, timp cu băieții, ceva, pentru că nu mai suportă efectiv cum dă ea din gură în continuu la orice și cum îl denigrează la orice. Sunt foarte multe cazuri din astea, despre care nu vorbim, bineînțeles, că nu contează. E el prost dacă se întâmplă asta. Asta și recent pe play-urile mioritice, cu acel popă care spunea că și fetele ar trebui să facă pușcărie dacă au fost violate. Ca femeie... Da, omul absolut dezaxat. Am explicat și de ce el gândește așa, am explicat fenomenul la mine pe canal. Nu mai am chef să mă uit la Player, scuze, ești un băiat super ok, sper să-ți meargă canalul foarte bine, nu mai am chef să mă uit la el, dar vreau să vă spun ce argument a adus el, că da, nu are logică să alegi un urs în loc, dar este folosită ca metaforă, cumva, ca analogie pentru abuzurile pe care le-au suportat femeile. Ok, atunci să vorbim despre acea categorie mai mică de bărbați care a făcut abuzuri de genul ăsta, da? Înțelegi? Și despre cum putem aduce soluții și ne îmbunătăți ca societate. Despre cum putem să vedem de ce bărbații ajung în situațiile astea. Bine, unii dintre ei sunt absolut oribili, dar sunt absolut oribili pentru că au fost traumatizați și ei când erau mici, sau marginalizați, sau violați și ei și alte chestii. Alții poate sunt bărbați normali care ajung la un statut, abuzează de putere și au o plăcere morbidă, o frustrare sexuală să vadă că femeile suferă. Dar în același timp sunt și foarte mulți bărbați care au o plăcere morbidă, deși sunt heterosexuali, de exemplu, să fie dominați de o femeie și angajează multe tipe din alea care te domină și te gâdilă pe la spate, să zic așa. Un alt subiect, probabil o să-l abordez pe comunitate, sunt mult mai mulți bărbați din ăștia decât credeți, care se duc la femei dominatoare. dominatrix, că sunt dereglați. Bine, în primul caz, bărbații fac femei să sufere, ceea ce e foarte nasol. Sunt de acord, dar spuneți care sunt categoriile astea și dați o soluție. Pentru că Player vorbește despre această situație de parcă, adică despre trendul ăsta bărbat versus sus, de parcă are sens măcar un pic. Nu, nu are sens deloc. Puteți, când propuneți o soluție pentru a ajuta femeile, puteți în pula mea să fie chiar o soluție, să nu mai fie o chestie care alimentează și mai mult conflictul dintre bărbați și femei degeaba? Se poate să băgați în seamă atâția din băieții ăia care sunt ok și care sunt sensibili, așa cum spun femeile că trebuie, și care sunt vulnerabili și care vin? Se poate? Eu știu răspunsul, nu se poate, pentru că femeile nu sunt atrase de băieții ăia. Dar avem alți băieți care bat câmpii aiurea pentru că nu se pricep la femei deloc. Player, Lăvog, Doctorul, Paraschiv, ăștia care mi-au făcut mie videoclipuri. Sunt pe lângă situații. Poate mai învață și ei ceva, că fac eu clipurile astea, dar mă îndoiesc. Uitați-vă un pic la natura feminină, la niște chestii. Bărbații fac ce funcționează, adică dacă femeia, pentru că la rege ursul că e mai inofensiv, dacă femeia în general s-ar duce către oameni care sunt cât mai inofensivi, deja ar fi ales așa ceva. Uită-te la Erica. Erica a pus un videoclip în care a zis: aș alege ursul fără ezitare. Păi se vede că i-a dat papucii lui ăla care cântă Tu ești totul meu, ca să te combini cu MGL, care-i trepăr, care-i mult mai dur, care zice la pis de zic pas, care are o groază de take-uri misogine, cum ziceți voi, că așa e muzica rap și trap, normal, e stilul muzicii. I-ai spus fostului iubit, ăla care era super inofensiv, i-ai spus la detectorul de minciuni că tu nu ești de acord cu ce se cântă muzica trap, că ești femeie, după care ai dat la papuci și te-ai combinat cu un trapper. Ce să mai înțeleagă băieții ăștia din ziua de azi, pe care, apropo, nu-i apucă omorul sau violul, dar vor să se documenteze, să știe cum le fac pe plac fetelor. Înțelegi? Și exemplele pe care le dați sunt astea, sunt Erica, sunt Marilu, sunt băieți din ăștia care iau în serios trenduri proaste ca să demonizeze bărbații. O adunătură de oameni care cred că vorbesc despre soluții, dar de fapt ei vorbesc despre probleme și soluțiile sunt proaste. Și cu asta am încheiat despre a vorbi despre ei, dar fiți atenți aici să vedeți. Bun, deci aici este un videoclip. Când pe pârtia de la Predeal, una dintre pârtii, un schior era fugărit de un urs. Să vedeți ce bagă ursul la vale. Schiorul scapă prin faptul că își aruncă ghiozdanul și ursul se oprește la ghiozdanul lui. Treaba e că în ziua aia am fost și eu la schi în Predeal. Ursul nu l-am văzut, într-adevăr. Cred că eram pe altă pârtie, nu știu ce s-a întâmplat. Mă bucur, pentru că mai eram cu cineva din familie atunci. Îți dai seama cum era să fiu în telescaunul ăla și să văd ursul ăsta alergând membru din familia mea. Să stau în telescaun să văd un urs care mai are un pic și prinde pe cineva din familia mea să-l măcelărească. Că nu l-a alergat să facă un selfie. L-a alergat pentru că era foame. Și după aia să vină ăștia și să-mi spună că urșii sunt mai ok decât bărbații. Bă, ce oameni de mens sunteți, bă, să-mi bat picioarele. Însă să vedeți, mă rog, din telescaun este filmat de către un bărbat și un copil, o fetiță. Sper că e fetiță și că nu e femeie și are doar vocea un pic mai... sau fată la o vârstă mai mare și are vocea un pic mai subțire, pentru că fata zice niște chestii care nu au niciun sens. Cum de altfel e de așteptat de la mulți oameni care vorbesc despre urși. Deci uite, fii atent. Urs, mama! Ursul, fugi! Cred că e copil după voce, nu știu, sper. Și o să vă zic imediat de ce. Mama, alergă pe ea pe schiuri. Eu de-a furat ghiozdanul, cred că e foame, sărac. Exact atitudinea asta feminină în emoții și în limbaj o să zică lucruri care nu au sens. Eu am o vorbă. Femeile zic o groază de prostii, dar bărbații fac o groază de prostii. Sau invers, bărbații fac o groază de prostii și femeile zic o groază de prostii. Cred că e foame, săracul. Dacă îl prindea pe schiorul ăla, e posibil ca fata să fie asistat la cea mai oribilă scenă din viața ei, pe care o vedea și în filme. Vedea cum ăla, ursul, ia, rupe din el așa, din carne, din picior, din gambă, din spate, din mână. Poate avea noroc și mușca din gât, dar nu știu ce să zic. și ar fi urlat ăla în chinuri groaznice și fata asta ar fi trebuit să trăiască cu amintirea asta. Dar pentru că se gândește că e un ursuleț, că e un animal săracu, zice, cred că e foame săracu. Are sens când ești fată și nu gândești și zici chestii de genul ăsta, dar și băieții o să zică, ia uite mă săracu. Da, acum urmează să vă spun câteva despre urși. În România sunt foarte mulți urși. O să spuneți că ei coboară în zonele unde sunt mulți oameni, pentru că noi le-am invadat pădurile și am defrișat. Este parțial adevărat. Toate țările au invadat pădurile și au defrișat. Poate la noi mai mult decât în alte părți, poate în alte părți mai mult decât la noi. Dar cu toate acestea, în România sunt exagerat de mulți urși. Ei sunt mai mulți urși decât ar putea să suporte pădurile din România acum. De unde știu, vă întrebați? Pentru că am vorbit cu un inginer silvic din Brașov care mi-a prezentat situația pe de-a întregul cu lucruri pe care nu le văd la știri. De ce avem atâția urși, vă întrebați, și nu s-a redus populația de către oamenii responsabili? Pentru că România nu are voie să reducă această populație de urși și sper să nu mi se închidă canalul pentru că zic chestii de-astea, de obicei le mai zic pe comunitate, dar hai să vedem, poate nu mă bagă nimeni în seamă că am un canal mic. România ține media de urși, a populației de urși din Uniunea Europeană. Dacă faci o statistică, o să zici, o țară, o europeană, are în medie nu știu câți urși. Da, dar media aia e ținută sus de România. Pentru că sunt foarte multe țări care au mult mai puțini urși, respectiv nu au deloc urși. Nu știu în ce țară mai rămăsese un singur urs, Austria sau Elveția. Asta cu câțiva ani. Românii au mai gândit ei o chestie ca să nu suporte toate daunele pe care le fac urși și vorbesc imediat despre ele. Românii au mai gândit o chestie și anume să trimită urși, nu știu dacă să vândă sau doar să-i transporte în pădurile din Franța, Germania, țările centrale și occidentale. Bineînțeles că acele țări au refuzat, că doar nu vor responsabilitatea asta. Vor doar să dea bine acolo la numere. Da, avem urși în România, e perfect. Media de urși în Uniunea Europeană, a populației de urși e ok. Asta e una dintre preconcepțiile pe care le avem despre urși. Prima nu era o preconcepție, dar era un lucru care nu se știe, că ursul te mănâncă de viu. Tot legat de faptul că avem mulți urși, se dă la știri locale, în Prahova, în Brașov, în, ziceți, unde mai sunt, unde ar mai fi urși, în toate zonele cu păduri și zonele montane. Eu, în general, știu de Prahova, Brașov, Dâmbovița, Argeș. Eu de astea știu. Mai mult Argeș decât Dâmbovița. Știu de astea trei județe în care se dau foarte multe știri și sunt foarte multe filmări cu urși care intră în gospodării și fac, mănâncă vaci de vii, mănâncă și găini dacă prind, dar mai mult vaci și oi. Adică ursul nu poate să mănânce chiar așa un pic. Se duce, dacă are posibilitate, se duce la ceva mai mare. Și eu sunt și pe un grup de Facebook numit Specii Protejate și pe grupul ăla de Facebook vezi des videoclipuri de genul ăsta și să vedeți cum arată un om măcelărit de urs. Ceva frumos de tot. Nu e un om mort sau un om într-un accident de mașină. Ăla e un om, ai operă de artă, în ghilimele, să faci așa ceva. Și atacă multe animale, distrug multe gospodării și sunt foarte prezenți. E altă problemă despre care nu se vorbește foarte mult, v-am explicat adineauri de ce. Mai mult decât atât. Uite, de exemplu, explica și Joe Rogan la podcast că noi avem impresia despre ursul polar, că ursul polar este cel mai mare urs, apropo. Avem impresia că este un ursuleț drăguț. Pentru că el a fost și în reclamele de la Coca-Cola, da, când era cu bea din Coca-Cola, frumos, de Crăciun, frumoasă reclamă, o vedeam când eram mici, dar de fapt el este un urs foarte, foarte agresiv, este un ucigaș. Înțelegeți? Uite câte preconcepții putem să avem. Eu iubesc animalele și mi-ar plăcea să le protejez și să protejăm animalele. Am fost și vegetarian o perioadă până mi-am dat seama că rezist foarte greu și că nu-mi place deloc și că de asta o să cam depindă viața mea de acum înainte și nu mai sunt. Dar mila pentru animale o am. Doar că atunci când propui o soluție și gândești ceva, nu trebuie să gândești doar emoțional, trebuie să gândești și cu creierul, rațional. Oamenii ăștia n-au dat-o bine nici la femei, nici la bărbați, nici la urși. Au vorbit într-adevăr despre abuzuri care se comit împotriva femeilor de către anumiți bărbați și aș dori foarte mult să stopăm, n-ai cum să stopezi niciodată la câți oameni există, dar ai cum să diminuezi aceste lucruri și mi-ar plăcea foarte mult ca din ce în ce mai puțini oameni să sufere de pe urma chestiilor ăstora. Și am și soluții mai bune decât un trend de om sau urs care demonizează bărbații și învață copiii acum care cresc. Păi uite, tu crești cu Marilu, cu Erica Isac și cu trendul ăsta despre urs. Tu când ai tuf ca fată la 18 ani, chiar dacă nu s-a întâmplat nimic rău, tu ești super traumatizată, auzi 2-3 povești și zici, Doamne, bărbații sunt groaznici. Și ai un start în viață extrem de prost. Pentru că sunt și mulți oameni extrem de proști care nu gândesc, care... sau nu neapărat extrem, dar extrem de, stau extrem de prost din punct de vedere emoțional. Acesta a fost videoclipul meu, mini-documentarul sau ce a fost. Sper că v-a plăcut. Vă aștept de luni până vineri. S-ar putea să pun videoclip de luni până duminică, dacă am timp. Vă mulțumesc, lăsați comentarii, ne mai vedem.